Suntem prezenți 20 din 21 de consilieri, deci suntem statutari. Deci, prin dispoziția numărul 260 din 22.03.2018, a fost convocat Consiliul Local în ședință ordinară de către primarul municipiului Roman Lucian Ovidiu. Cu următoarea ordine de zi, avem 13 proiecte, 2 informări și 2 modificări la punctul 17.13 și 20 de proiecte suplimentare. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Pentru început să aprobăm procesele verbale, pentru procesele verbale la ședințele anterioare. Deci, procesul verbal din 16.02.2018. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proces verbal din ședința extraordinară din 26.02.2018. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ședința extraordinară din 28.02.2018. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Procesul verbal de la ședința extraordinară din 12.03.2018. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Și ședința extraordinară din 20.03.2018. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Proiectul numărul 1. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local din 268 din 2017, privind aprobarea funcțiilor publice a organigramei statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate fără personalitate juridică. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Vreau să felicit cadrele din primărie care au primit, au luat la evaluare calificativul corespunzător și normal ca să evolueze, să treacă pe nouă treaptă de salarizare. Aș avea o întrebare către domnul primar. Pentru că fiecare compartiment este extraordinar de bine aranjat, avem funcții de asistent, adică pentru progresarea în funcții, de inspector, inspector regional, inspector primar și zic, da, acum noi și transformăm funcțiile când au trecut în noua treaptă de salarizare, noua grilă, după evaluare. Rămânem fără în spate cu funcțiile, o să ajungem la un moment dat cu toți inspector principal, dacă mergem și nu știi ce apare, iar 1-7, ce ordonanță poate să ne putem, ce poate să apară și noi nu mai avem să aducem tineri ca să putem crește în, ca funcționar public. Mă gândesc că ar fi bine să aducem și cred că aveți o strategie ca să nu ajungem toți la funcția maximă. Și ce facem cu... Da, am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Într-adevăr, după trecerea unui număr de ani, funcționarii publici pot promova în grad, în urma unei examinări. Noi avem în vedere pe termen lung, ca pe măsură ce se fac pensionări, ieșiri de drept din sistem, să creăm posturi noi de debutant, astfel încât toate acele birouri și compartimente să se poată reînnoi cu personal nou, care încetul să avanseze și el. Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Să spunem la voi. Da, asta e greu, da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 2. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 129 din 2017. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este? Vă rog.
Proiectul numărul 3. Privind aprobarea dezmembrării unui teren. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 4. Privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitare. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Proiect numărul 5. Privind aprobarea cererilor și repartizarea terenurilor atribuite în baza legii 5 din 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Nu am intrat. Proiectul numărul 6. Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Nu am intrat. Proiectul numărul 7 cu anexa nouă. Privind modificarea anexei numărul 2. Autorii Consiliului Local numărul 30 din 2014, privind modificarea unor contracte. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Proiectul numărul 8. Privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Putem să le luăm pe rând, pentru că avem și avizii favorabile și nefavorabile. Vom lua pe rând, atunci așteptați puțin să deschid. Doamna, deci, pentru acest proiect, într-adevăr, s-au respectat toate cutumele care erau vechi. Și, într-adevăr, nu, sunt normele pe care le-am impus, am stabilit și cum la costele. Extraordinar, nu am nimic, dar înainte dădeam deschidere, de făceam un apartament. Acum a fost spațiu verde. Începem, da? Da, o secundă. Observați la o evaluare materială, la proiectul anterior, trebuie modificat. Vasile Constantin Damaschin cu nou... Cu nou da. Director, da. Vasile Damaschin. Aici la pe. Începem. Amplasamentul din Mihai Cheazul, 2A cu 8. Suprafața 19 metri pătrați. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz nefavorabil. Nefavorabil. Avizul Comisiei Juridice. Nefavorabil. Amplasamentul de Smirodava 5 cu 16. Nu, supuneți la vot primul. Cine este pentru? Nefavorabil. Deci împotrivă, da. Votul pentru. Împotrivă? Conform. Avizul lui Comisiei. Dacă e nefavorabil, pe tehnică, nu e nefavorabil. Ai votul împotrivă. Deci, nu votăm, deci, asta e la sfârșit. Abține-mi, abține cineva? O abține. Amplasamentul din Smirodava 5 cu 16, 5,50 metri pătrați. Avizul este favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru?
Majoritatea este. Amplasamentul din Bogdan Dragoș, 1... Decebal. Amplasamentul din Decebal. 12 cu 11. 7,50 metri pătrați. Avizul comisiei este favorabil. Avizul comisiei juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Amplasamentul din Bogdan Dragoș, 1A cu 45. 15,70 metri pătrați. Avizul este nefavorabil. Avizul comisiei juridice? Favorabil. Cine este pentru? Din punct de vedere juridic, cine este împotrivă? Se abține cineva? Toți împotrivă. Amplasamentul din bulevardul Roman Mușat, 42 cu 32. Avizul este favorabil. 11 metri pătrați. Avizul comisiei este favorabil. Avizul comisiei juridice? Favorabil. Cine este pentru? Majoritatea este. Amplasamentul din bulevardul Roman Mușat, blocul 27. Ai scris 32 de metri, sunt 7,50 plus 24,50. Cei din față, adică 7,5 metri pătrați. Avizul este favorabil, atunci la nivelul de față. Pe spate, cei 24,5, avizul este nefavorabil. Face verde. Deci aviz favorabil, aviz favorabil, doar că 7,5 metri pătrați. Avizul comisiei juridice? Aviz favorabil cu amendamentul comisiei. Supunem la vot cu amendamentul de la comisia de la urmăriți. Cine este pentru? Deci aplasamentul din Republicii numărul, fără număr scrie aici. 38 de metri pătrați. Avizul comisiei... Avizul este nefavorabil. Avizul comisiei juridice? Aviz nefavorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci aplasamentul din strada Nordului numărul 3. În total sunt 232 de metri pătrați. Avizul comisiei... Avizul este favorabil. Avizul comisiei juridice? Avizul favorabil. Cine este pentru? Majoritatea. Și mai avem încă un amplasament. Ștefan cel Mare, numărul 198. În total 80 de metri pătrați. Avizul este favorabil. Avizul comisiei juridice? Avizul favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Păi dacă vă întreb, sunteți de acord să le spunem un bloc? Deci spunem un bloc chirire. Cine este pentru? Proiectul numărul 9. Privind aprobarea rezultatelor inventariului patrimoniului public și privat al municipiului Roman pe anul 2017. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Proiectul numărul 10. Privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2017. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Proiect numărul 11. Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate și Învățământ? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Proiectul numărul 12. Privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare licitațiilor publice cu strigare, precum închirierea unor spații proprietate publică aflate la administrarea Clubului Sportiv Municipal Roma. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru?
Proiectul numărul 13 cu anexa 9, privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil cu anexa. Da, am spus-o. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Informările trecem. Da, doar informările. Trecem la următorul proiect. Privind aprobarea listei finale de priorități anele pentru anul 2018, în vederea repartizării locuințelor construite în Roman de către Agenția Națională pentru Locuință, destinate de tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Hotărârea privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 52 din 2018 privind transmiterea unui imobil către proprietatea publică a municipiului Roman, din proprietatea publică a municipiului Roman, în proprietatea publică a județului Neamț. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Proiect privind aprobarea închirierii unui acord de colaborare. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil cu un amendament. La articolul 3.1, paragraful 5, se completează cu pentru cei care vor închiria cu taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate. E vorba de stațiile de autobuz, cei care le, persoane juridice care le execută, vor plăti și taxa pentru reclamă și publicitate. Cât va fi? Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Cu amendamentul Comisiei. Proiect privind aprobarea regulamentului privind desfășurarea activităților în sala de festivități a primăriei municipiului Roma. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Proiect privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții reabilitare trotuare în municipiul Roma, județul Neamț. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Proiect privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții. Creșterea eficienței energetice a clădirilor Centrului Multicultural Unirea a municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trei abține și un vot împotrivă. Următorul proiect privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ale municipiului Roman, strada Smirnova, numărul 28. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Următorul proiect privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții în modernizarea străzii în cartierul Petru Rare și al municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deviz privind
aprobarea avizului din strada Nicolae Bălcescu. Avizul Comisiei pentru... Nu trebuie deschis. Nicolae Bălcescu. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Proiect privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții în reabilitare grădinița numărul 2 cu program normal din municipiul Roma. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Proiect privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare, grădinița numărul 2 cu program prelungit. Muguri de lumină din municipiul Roma. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Buget? Aviz favorabil. Discuții? Domn primar, când am produs asta aici, de la ea sau de la Bacău? Care a putut? De la Bacău. De la Bacău. Cine este pentru? Proiect privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții rest de executat modernizare pietonalul Ștefan cel Mare din municipiul Roma. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Proiect privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare și dotare, școala gimnazială Vasile Alexandrii, corpul B, din municipiul Roma. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Proiect privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare, clădire, strada Veronica Micle, numărul 21, Centrul Cultural Comunitar, municipiul Roma. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltare, parcări și de reședință, municipiul Roma. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare, peisagistică, zona Bulevardului Republicii, municipiul Roma. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Și următorul ultimul proiect. Privind aprobarea prelungirii unui drept de administrare. Da? Da, o să mai fi pe celălalt mic. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Nu am întâlnit. Proiectul vine aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiție extindere rețea gaze naturale în municipiul Roma. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă, să abținem. Proiect privind actualizarea listei cu obiective de investiții ce vor fi finanțate, se vor finanța din împrumut. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu am dat.
Proiect privind modificarea tarifelor pentru salubrizarea stradală în municipiul Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Deci mențiunea că nu pot două persoane în partea. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu te văd votat. Dăm cuvântul primarul municipiului Roman. Am vrut să vă informez. Da, vă mulțumesc, domnul președinte. Două discuții aș vrea să le fac cu dumneavoastră. Una, să vă cer o părere pentru a putea demara demersurile pentru organizarea unei viste la compania capitalului Iași, dacă data de 12 aprilie ar fi bine pentru dumneavoastră. E într-o joi după Paște. Cine o să poată, na, acum nu e obligatoriu. Dacă o să vrem să, eventual, ne legăm și de următorul eveniment și poate îl facem pe siprot, nu se știe. Da, deci, ca principiu, vi se pare ok să demarez demersurile. Nu e obligatoriu, cine nu poate să vină, nu o să poată asta. Mai ar trebui să știm totuși, undeva până la sfârșitul săptămânii viitoare, să știm totuși numărul persoanelor care merg, ca să ne organizăm propriu și transportul și... Da, deci e ok, pot să demarez discuțiile pentru data de joi, 12 aprilie. De asemenea, vom invita și reprezentanții presei, astfel încât să facem o vizită de o acolo.